Județul Buzău a încheiat anul 2020 pe locul întâi pe țară în ceea ce privește rata șomajului, cu un procent de 7,84%. Însă, începutul anului vine cu vești bune. În primele 4 luni, aproximativ 3.000 de buzoieni și-au găsit un loc de muncă. Un număr de aproximativ 13.500 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, cu o rata șomajului de 7,84%. Iată că după primele 4 luni de zile ale anului 2021, rata șomajului în județul Buzău, respectiv la finele lunii aprilie 2021, înseamnă 5,65%, cu aproximativ 9.700 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată. Din cele aproximativ 9.000 de persoane aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău, circa 7.000 sunt șomeri neindemnizați. Din 9.700 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, aproximativ 7.700 sunt șomeri neindemnizați, adică mai pe românește sunt beneficiari legii 416, iar șomerii indemnizați din câmpul muncii, cum spunem noi, sunt 1.842, sunt persoanele care au mai lucrat anterior, au o structură profesională, din anumite motive au fost disponibilizați și au intrat pe piața forței de muncă. În fiecare zi, în jur de 150-200 de locuri de muncă sunt disponibile prin intermediul AJOFM Buzău. Multe sunt meserii pe cale de dispariție. Pe primele 4 luni de zile ale anului 2021, 3.644 de persoane aflate în șomaj și-au găsit un loc de muncă în județul Buzău. Am fost și nominalizați, spre marea mea bucurie și de către doamna ministru a Muncii, ca fiind al treilea județ din România cu numărul cel mai mare de angajări în anul 2021 și ăsta a fost unul din motivele pentru care rata șomajului s-a dus în jos. Sunt structuri din agricultură, sunt structuri din construcții și sunt structuri din industria grea prelucrătoare, lăcătuși, sudor, strungar, frezor, academician, doctor, inginer, cum spun eu, sudorii, nu mai găsește așa ceva de ani de zile pe piața din România, strungar universal, iar academician, doctor, inginer, frezor, iar acest academician, doctor, inginer, muncitori, electrician, industrial, rigipsar, faianțar, zidar. Cu toate acestea, rămâne problema numărului mare al șomerilor neindemnizați. Majoritatea sunt beneficiarii venitului minim garantat și nu vor să muncească.